În ultimii 10 ani, talentatul și excentricul box nu a mai organizat nicio expoziție care să inflameze opinia publică și să provoace bujori în obrăjorii doamnelor sensibile. Și din acest motiv l-am provocat pe maestru la o discuție. De mic așa, primul lucru care mi-aduceau părinții acasă, părinții mei au fost proletari și țărani, hai să spun, că sunt mândru că sunt țăran, de origine, tata a fost ceferist, lucrat la CFR, mama cu sapa, doar cu sapa. Și acum e tot cu sapa și cu vitele și acum mă duc, scot apă, dau animale la vace. Nu e, asta nu e nimic ceva foarte, foarte, nu, și banal este. Nu e ieșit din comun, nu, e o chestie absolut normală. Aș fi vrut altfel să mă nasc. Aș fi vrut să fecior de părcălab. Artistul a vrut să descopere tainele picturii bisericești. În anii 70 a dat admitere la artă monumentală ecleziastică. Școala care se afla în capitală era sub aripa protectoare a Patriarhiei. A intrat, dar în loc de 3 ani a studiat 4. Ne-a explicat și de ce. Nu a putut să plece capul în fața dascălilor săi. Pe parcursul studiilor, Box a fost trimis să facă practică la Mănăstirea Pasărea de lângă București, unde i s-ar fi cerut să spele o pictură cu detergent. Din postura de învățăcel, pictorul a refuzat. M-au opus. Păi ce faci, păi, nu faci? Nu. Păi dă-o jos. Maestre, dar de ce? M-am oprit la tonul local. Ce tonul local, mă, tu vezi că se duce? Maestre, dar păstrez tonul local? N-am discutat noi acum. Metoda irreversibilă. Mă jur, ce face? Pictură din nou? Păi, roade-mi, să facem din nou și la urmă. Dar tu îmi vorbești, mă. Bă, tu când ai să ajungi șef de șantier și profesor, tu știi că țărneam eu, mă. Bă, dar cum îți permiți tu să faci observații mie? Artistul a terminat în cele din urmă și Academia de Arte Ioan Andreescu din Cluj. A urmat cursurile Academiei în perioada 1990-1996. Tot în anii 90 s-a întors și la Iași, unde s-a înscris la teologie. În 1994, Box a organizat o expoziție de pictură în fosta capitală a Moldovei, care avea să-l aducă în atenția opiniei publice. Expoziția cuprindea lucrări cu elemente pornografice. Ați făcut o primă expoziție controversată la Iași. Da. Îmi puteți spune din nou unde a avut loc această la expoziție? Trianon. La Trianon. Da, unde Trianon. Unde Galeria Petrone, exact pe Răpușul. Așa. Iar pe atunci erați student la teologie. Da. De ce a fost contestată și de ce s-a strânit un mega scandal atunci? Ce conținea această expoziție și ce element din ce ați spus dumneavoastră acolo a revoltat lumea preoțească? Da, a revoltat în Iași și elemente pornografice. Dar nu multe am avut cumpărate, era semnul plastic care a văzut altfel față de iconografie. Era un plan iconografic. Ce înseamnă iconografia? Modern. Cum trebuie văzut în modern? Și eu întotdeauna am probleme cu modernitatea. Am zis, bă, dar ce strigi tradiția? Nu strig nicio tradiție, o strigesc. Am înțeles că afișul oricum de promovare a expoziției, da, din anul 1994, erați dumneavoastră, de fapt, da, în acel afiș. Cu barbun aici și cu aureolul. Ăștia că la acolo, bă, dar pune aureolul. Bă, nu putem face. Pune aureolul, că vreau eu, pune aureolul. Deci spun, bă, o să fiu aici, bă, zic, cam să fiu. Păi n-ai mai văzut? Băi, de bine, dar să nu spui că ai făcut la noi tipări. Nu, la noi, nu, că era tipografie. Nu, băi, nu putem face așa ceva. Deci, dintr-un capăt în altul, da, existau piedici. Da, piedici. Peste tot piedici. De la cei care au făcut afișul până la colegii, exact, dumneavoastră de la teologie. Dar da, totuși ați avut niște oameni apropiați care au apreciat. Cei din lumea artelor, care nu aveau treabă cu biserica. Lucrau și la teologie. Constantin Ungureanu Box și-a mai pus semnătura pe alte două expoziții la fel de excentrice și controversate. Evenimentele au fost organizate în Suceava. Ce s-a întâmplat apoi, aflați duminică la ora 11:30, urmărind o nouă ediție a emisiunii Între oameni.